Salutare, prietenii, eu sunt Xbreaker, bine v-am regăsit la un nou episod din cariera noastră cu viitorul Constanța. Știu că vă era dor. Îmi pare rău că n-am mai postat o perioadă seria asta nebună. Avem meci cu CFR, obligați să câștigăm cu CFR Cluj, iar după vine un meci genial, returul cu Manchester United din UEFA Europa League. În tur am făcut 1-1. Doamne, am dat de cea mai grea echipă. Oare ne vom putea califica mai departe? În sferturi ne-am calificat dacă am câștigat. Eu zic că e cea mai grea echipă de aici. Ar fi Sevilla, Lyon cât de cât, Chelsea, Manchester United. Astea, iată, Roma a bătut cu 3-1. Wolfsburg a bătut pe... Cine era? Monaco a bătut pe Roma. Nu mai știu, am încurcat de tot. Mergem să jucăm cu CFR Cluj dacă... vom câștiga meciul ăsta, depășim CFR-ul în clasament, iar noi avem nevoie de asta. Trebuie să se întâmple asta, dragilor. Haideți să ne alegem aici echipamentul. Sincer, îl odinesc pe Alibek, la fel și pe Mihail. N-am ce să fac. Trebuie să am mare, mare grijă cu cine joc. Am nevoie de băieții mei în formă maximă. Cu cei de la Manchester United, pentru că ăla e obiectivul nostru, Europa League. Haideți să vedem ce facem. Lăsați-mi în comentarii cât credeți voi că se termină meciul ăsta. Hai să jucăm. CFR Cluj, viitorul Constanța, un meci în etapa 3-a din play-off-ul Ligii 1. E un meci destul de interesant pentru noi. Ne luptăm pentru titlu, așa că suntem obligați să câștigăm această partidă. Va fi foarte, foarte, foarte dificil. Ne așteaptă un meci cu Manchester United în Europa League. Acolo va fi și mai dificil. Dar rămâne de văzut ce se va întâmpla până atunci. Atacăm de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga în prima repriză. Haideți să vedem ce facem. Bine aici, la Olaru. Avansează Olaru. Pasează în bandă. Vine Gabi Iancu. Iancu. Opa, e un faul la Iancu, da. Se dă lovitură liberă la Gabi Iancu. Pe o fază ce ne poate aduce puțin noroc aici. Haideți să vedem. Îl pun pe Uri să bată. Uri! Nu merge. Nu dăm în minge. Ajunge până la urmă Kylian. Kylian deposedat! Iată ce ai făcut, Kylian! Ho-ho! Wow, Dumnezeule! Bine că reușește Căbu să scoată acolo. Puteam avea marbrule dacă CFR-ul deschide scorul. Sincer, mi-e greu să cred că mai putem reveni în poartă, Căbuzule. Șutul din nou respins. Corner din nou pentru CFR Cluj. Iată cum joacă echipa lui Superdan. Joacă scurt, Camora, o nouă centrală lui Camora, Căbuz intervine excepțional încă o dată Căbuz acolo, suntem depășiți momentan de situație, a preluat controlul la această partidă, o nouă centrare, respingem balonul, n-ajungem aici, Sila, iată cât de bine joacă CFR-ul, oare vine o centrare? Da, vine un corner, o încercare de centrare, mingea din nou respinsă, din nou corner. Pentru CFR Cluj, lucrurile nu merg tocmai bine pentru noi. Iese Căbuz la 11 metri, e riscantă ieșirea asta, se retrage până la urmă. Ieșim bine cu Țâru aici, Țâru, mai departe la Rivaldinho. Avansează Rivaldinho, dar, din păcate, nu are unde pasa, scoate mingea de acolo, bine. Uri, Kylian. Mai departe, Gulei pentru Chong. Hai, Chong, Gule. Jucător venit de la Manchester United. Bună pasă asta, Gulei. Poate centra o face. E în brațul adversarului. Oh, și ce frumos combină CFR-ul. E 1-0 pentru CFR Cluj, da. Ce erori a făcut. Dumnezeule mare. George Tsukuda deschide scorul într-un 35 dacă noi pierdem, sincer. Mi-e greu să cred că mai putem face ceva în acest sezon de Liga 1. S-ar duce CFR-ul în fața noastră la câte puncte? La 5 puncte, nu? Clujenii, dar noi încercăm un atac acum în final de primă repriză.
Altre vista, piace Rivaldinho, placa Rivaldinho! Da, 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 da! Rivaldinho! 1-1, Cefereul! Egalează, Cefereul egalată, viitorul egalează în deplasare, asta vreau să zic, da! Da! Așa da, băieții mei, iată cum profităm de o eroare a clujenilor și reușim să restabilim egalitatea pe tabela de marcaj. Rivaldinho nu iartă din poziția aia, Arnautschis n-are ce să facă. Iar Rivaldinho marchează într-un 45+1, al 8-lea gol în Liga 1 în acest sezon. Îi pasează lui Rivaldinho, Rivaldinho mai departe de Arami. Darami! Peste poartă, peste poartă. Iată, iată ce bine jucăm. Părată Nedelev, însă n-am păstrat acolo tackling-ul lui Nedelev. Genial! Oh, ce lupte se dau! Cred că e faul la Nedelev acolo. Rămân de părere că a fost faul la Nedelev! Ce spuneam? Suntem CFR-ul din prima repriză. Atacăm, dar de această dată noi nu marcăm. Marchează, marchează CFR-ul. Djokovic reușește să facă 2-1. La colțul scurt, căbuț învins. N-am ce să fac, mă văd obligat să joc așa. Mă văd obligat să joc așa. Asta este... Vom forța în repriza asta. Din nou Chong. Iată aici, putem profita să vedem pe Rivaldinho. Rivaldinho 2-2, iată, iată, iată că se poate. Iată că se poate, din nou Rivaldinho. Ce partidă! Ce partidă avem pe doctor Constantin Rădulescu, impresionată pare de cu 4 goluri. Gol în ambele reprize, de ambele părți. Arlauskis primește și el un gol la colțul scurt. Cât de bine reușește să se întoarcă Rivaldinho cu adversar în spate. Șutează la colțul scurt, al 9-lea gol în Liga 1 pentru Rivaldinho cu 70. Mai avem 20 de minute până la finalul acestei partide. Va fi o partidă de foc. Iancu recuperează. Îi pasează lui Olaru, prelungește cam mult balonul Olaru, Rivaldinho, mai departe, mingea curge, mingea curge bine, Nedelev. Pasă pentru Rivaldinho, care nu-i în offside, Rivaldinho, hat-trick, 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 Rivaldinho! Viitorul Constanța reușește să întoarcă scorul la Cluj după ce a fost condusă de două ori cu 1-0 și 2-1. Iată că avem 3-2 cu un Rivaldinho în formă maximă. Dumnezeule mare! Rivaldinho al 10-lea gol în Liga 1. Și ce gol? Ce gol marchează Rivaldinho în aceste momente? Luăm fața Clujului în clasament. Să sperăm că vom rezista. Ține mingea departe de poarta noastră. Asta și trebuie să facem. Am putea să o blocăm jocul cu un faul ceva. Să nu-i lăsăm pe clujeni. O minge la care n-aș vrea să greșească Gulei. Obținem aruncare de la margine. Nu? Are CFR-ul. Iată. Iată ce decizie e arbitru CFR-ul, cum ar fi să egaleze și CFR în aceste momente. S-au dus, s-a scurs timpul, s-a scurs timpul, CFR-ul în blocaj, mingea. Arbitru nu fluier, ajunge la căbuz acum și gata. S-a terminat, s-a terminat, viitorul câștigă. Ce meci important câștigăm, contează foarte mult pentru moralul nostru. Contează enorm de mult pentru moralul nostru. Din 4 șuturi, Rivaldinho marchează 3 goluri. Of, Doamne, of, Doamne. Și ne așteaptă o partidă de zile mari pe Anfield, pe Anfield, Doamne, pe Old Trafford. Iată, ne așteaptă un meci extrem de interesant. Doamne, eu am zis că pe Old Trafford. Iată că jucăm acasă, am făcut 1-1 pe Old Trafford, de când n-am mai jucat nu mai ține aminte, dar eu m-am uitat acolo și ar putea viitorul prima, a doua match și am crezut că așa se va juca. Însă jucăm acasă pe propriul teren, iată dramatic gol al lui Rivaldinho, victoria viitorului, match cu Manchester United, 1-1 în tur. Hai să vedem ce facem în retur. Merge la conferința asta de presă și după îi dăm drumul la bătaie. Iată că, oh, leu, țirul are roșu, nu mai știam asta. Nu mai știam asta, intră Burcă. De Neuer, Arten, o să intre și Boboc, desigur.
Aizhou Kuchong intră. Alibeg rămâne acolo. Rivaldinho, sincer, i-aș da șansa lui Rivaldinho, dar nu știu cum să mai joc acum. A, cred că o să joc așa, ceva de genul așa. Fiți atenți. Hei, de ce nu pot să mut? O să joc un... Așa o să joc. O să joc așa cu Florel Coman aici, Mihail aici, Uri o să strângă undeva aici. Asta e echipa mea! Țâru, din păcate, n-avem ce să-i facem. Ciobanu probabil va intra în repriza secundă. Asta e echipa noastră împotriva celor de la Manchester United. Dacă vrei să câștigăm, apăsați butonul de like 1 la 1 în tur. Rămâne de văzut ce facem în retur. Voi ce credeți? Reușim o calificare? Da sau nu? Aștept comentariile voastre. Mergem să jucăm și să vedem ce naiba se va întâmpla. E greu fără țâru, dar asta este. N-ai ce să faci fără țâru. E groasă treaba, dar asta este. Hai să vedem. La Constanța e sărbătoare, UEFA Europa League, viitorul Constanța vs Manchester United. Manchester vine după 1-1 la 1 în tur cu viitorul, a reușit să marcăm acolo și asta va conta foarte, foarte mult. Roma trebuie să revină cu Monaco după ce a luat bătaie la ea acasă la bătaie, nu? Da, la ea acasă la bătaie și e încurcată treaba. UEFA Europa League, Davide în poartă, Manchester. Echipa mea e roșu-al, noi e albastru-negru, după cum bine știți. Atacăm de la stânga la dreapta și așteptăm să vedem ce se va întâmpla în această partidă. Avem posesie și sper ca băieții mei să joace cât mai bine. Iacob, o bună pasă aici. Uri, ajunge la minge, se încearcă pentru Chong, nu reușește Boboc, nu-i nimic. Manchester trebuie să puncteze pentru că altfel e scoasă din competiție la acest rezultat. Oare? Eu nu cred că se va termina 0-0 meciul ăsta. Nu cred. Manchester are putere. Iată-l pe Chong, fostul jucător venit de la Manchester. Ce eroare facem? Ce eroare facem? N-avem nevoie de asemenea erori. James. Oh, James îl ia pe Bobo. Bobo încearcă să strângă din nou acolo la James. Mata! Centrare bună! Lovitură de cap! Reține Căbuz! Dumnezeule, dar ce lovitură de cap am avut acolo. Boboc pentru Chong. Șansă mare pentru noi. Chong pentru Denis Alibek în față. 0-0. Denis Alibek. Denis Alibek. Denis Alibek. 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 1-0. Are probleme Manchester United. Are probleme mari, 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 mari de tot. Da, bă, băiatule, ce contraatac, ce ripostă, incredibil, am crezut că va rata Alibek, dar iată că nu ratează, de carul nostru reușește să bage mingea în poartă, De Gea nu se poate opune și avem 1-0, da. Al șaptelea gol în Europa League pentru Denis Alibek, de carul nostru, iată, reușește Dumnezeule să deschidă scorul, iar Manchester este într-o mare, mare, mare problemă. Oricum ea era obligată să puncteze. Încă rămâne regula. Putem ajunge în prelungiri, dar este abia minutul 13. PSV-ul deschide scorul cu Chelsea, iar Chelsea are și ea probleme, după cum putem observa. Iată aici o pasă bună pentru Juan Mata, călcâiul lui Mata pentru Martial. Martial până la Chong. A uitat că nu mai e în echipă cu el, dar o eroare acolo poate schimba dramatic situația acestei partide. Uri se luptă. Nici Chong nu se lasă mai prejos. Căbuz boxează. Haideți să vedem, câștigăm de la cap, iar Coman declanșează contraatacul. Florel Coman. N-are cu cine, De Neuer, Coman încearcă la De Neuer. Are Manchester la aruncare de la margine. E o partidă extrem de interesantă. Manchesterul probabil se va deschide și mai rău după ce a primit golul ăsta. Oricum, cum spuneam, era obligată să deschidă scorul, să marcheze pentru a avea șanse la calificare. O pasă la care n-ajunge. Oh, ce noroc am avut, Căbuz. Ieșise totuși destul de mult din poartă în cazul în care jucătorului Manchester ajungea la minge. Lucrurile erau destul de încurcate pentru noi. Mingea la Boboc. Pleacă Chong și nu e offside. Urmărit de Alba, Chong. Chong obține oare cornerul? Nu, iată Jordi Alba, ce decizie ciudată ia Jordică. Boboc. Uri.
Se vede că e obosit după partida cu CFR Cluj. Iată o pasă bună aici pentru James. Cavani egalează pentru Chelsea. James blocat bine de Iacob, dar mingea rămâne în posesia diavolilor. Oare reușim să facem ceva? Haide să vedem ce se întâmplă aici. O centrare, respingem. Avem noroc mare. Ho-ho. Avem noroc. Noroc imens pentru noi. E Manchester periculoasă la astfel de faze. Iată unde joacă. Respingem din nou. Ne jucăm cu focul în aceste momente, dar presiunea diavolilor e mare. Valoarea lotului la fel. Rămânem în continuare presați aici. Încercăm să câștigăm de la capul, câștigăm Iacob. Mai departe la Valentin Mihailă, care el poate fi salvarea noastră pe contraatac. El poate fi salvarea viitorului. Rivaldinho, Florel Coman. Întoarce la Mihailă, nu avem soluții de pasăuri. Până acum surprins de faze, Roma a deschis scorul la Monaco. Are 1-0. Uri. Până la Adenoyer. Iată aici Florel Coman, greșește pasa, dar rămâne posesia balonului. Pasează lui Uri. Așteaptă undeva, liber balonul Uri. Ai, 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 Uri, ai, 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 Dumnezeule. Și iată contraatacul lui Manchester. Ar trebui placat acolo. Nu reuși să faultăm. Manchester are un joc de pase mult prea rapid, nu ne permite să-i faultăm. O echipă bună, Mata greșește, Coman aproape și el de o greșeală, până la urmă scoate mingea de aici, da, o scoatem, o scoatem și a plecat Uri, a plecat Uri, e faul, jocul continuă, Uri se îndreaptă către 2-0, Uri, 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 De Gea reține, greu să-l învingi într-o astfel de poziție pe David De Gea, e foarte greu, nu greu. Aie, nu-i nimic, trebuie să fim în continuare atenți. Iată cum pleacă, dar mingea e mult, mult prea puternică pentru James. Un 1-0 la pauză ar fi genial. Chong. Avansează Chong, fostul jucător al diavolilor. Iată-l cât de bine intră interior Chong. Îi pasează lui Uri Rivaldinho. Ține mult de minge, ține mult de minge și cred că se va termina prima repriză. Haide să vedem. Se termină, da. 1-0 pentru viitorul. Asta e bine. Asta e bine pentru noi. Pentru că avem acolo șanse mari. Revolt 1-0. Chelsea 1-1 cu PSV. Roma are șanse și ea de calificat. Dar trebuie să mai dea două goluri. Intră Ciobanu. Și va intra și Restrepo în locul lui Rivaldinho, Ronaldo mai bine zis, că așa îl cheamă, Ronaldo Restrepo, de-aia l-am și luat, a dat și gol la debut. Rivaldinho obosit, ne așteaptă meciuri de Liga 1. Noi avem 1-0, pentru noi prioritatea e defensiva acum. E normal să ne apărăm în repriza asta, pentru că Manchester trebuie să se deschide, să puncteze. Iată arbitru, era pregătit să dea o lovitură liberă. Coman se luptă, nu blochează. Manchester, periculoasă. Diavolis periculoși, dar Mata scapă mingea în afara terenului. Capitanul diavolilor își cere scuze. Însă nu e loc de scuze într-o astfel de partidă. De Neuer. Avem aruncare de la marge. Bine că n-a greșit pasa de Neuer. Pentru că avea mari probleme, însă o face acum. O face acum de Neuer. Mihailă la recuperare impecabil. Pasă pentru Ronaldo Restrepo. Dar asta este din păcate. Mingea e la diavol. Bisaca. Avansează și e urmărit de Coman. Nevoi să întoarcă balonul Bisaca. Iată cât de liber e centrul nostru. Uri, 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 da. Da, Uri, dar nu cu pasele alea acolo, Uri. Oh, Dumnezeule, Iacob. Și Iacob lui Țiru. Asta trebuie să înțeleagă băieții noștri Căbuz. Cât de riscant Căbuz la faza asta. Avansează Iacob. Pasează la Denis Alibek. Alibek îl vede pe Mihailă. Mihailă. Mihailă pentru Restrepo. Dar cred că Mihailă trebuia să continue. Cred că aveam șanse mult mai mari așa. Iată mingea se duce la Căbuz. Asta trebuie să facem.
să ținem de balon. Dar nu atât de riscant că Buz, în afara terenului, mai să lovească pe arbitru în cap. Haideți să vedem cum va evolua în continuare Manchester United. Avem nevoie de un Manchester United nesigur ca până acum. O singură fază periculoasă a avut, acea lovitură de cap. Oh, dar iată ce pase. Însă la finalizare Manchester nu stă foarte bine de Neuer. Impecabil, Coman, avansează de Neuer. Roma e egalată, dar totuși are nevoie de două goluri în continuare, chiar dacă a fost egalată. Restrepo, Alibek. Alibek, mai departe pentru Ciobanu, introduce în repriza a doua, Ciobanu. Ciobanu, centrează Ciobanu. Nu, e greu să câștigăm de la cap acolo. Manchester combine bine, dar iată cât de retrase și Paul Pogba. Minutul 69. Din ce în ce mai puține minute pentru Manchester de a marca și de a duce meciul în prelungiri. E bine că a marcat Alibek, ne-a salvat foarte mult golul ăsta. Sincer, mi-e greu să cred că Manchester poate să dea două goluri în aceste momente, la cum evoluează viitorul lui. Nu că n-ar avea valoarea necesară, dar stăm destul de bine în defensivă. Sper că nu mă contrazice aici Manchesterul. Aproape de autogol, Dumnezeule. Aproape de autogol acolo. Iată unde iese Căbuz. Dăm cu capul. Eu cred că a fost fault. Am nevoie de VAR acolo în caz că iau gol. Bisaca. Oh, ce fault dur. E bine totuși că oprim jocul. E bine că oprim jocul. Vede Ronaldo un cartonaș galben, dar nu mai contează asta. Trebuie să avem grijă aici. O centrare la care nu ajunge Martial. Roma are 2-1. Iată cum se merge la AS Roma. 2-1. Căbuz, singura variantă e să degajeze, pentru că n-avea unde. Alibek câștigă 2 la cap. Restrepo, mai departe pentru Denis. Preluarea lui Denis. Denis! Ho-ho! Putea închide meciul, Denis. Putea închide meciul dacă dătea gol la faza asta. Manchester era obligată să dea 3 goluri în 13 minute, ceea ce chiar că era imposibil. Intră Corea la Manchester United. Iată că United forțează. Într-adevăr, Mata n-a jucat wow. Dar nu știu dacă vorbeți, cred că e boss pe post acolo, o centrare lungă. Dar totuși ajunge James, însă nu poate să controleze balonul. Îl bag și pe Artean în locul lui Yuri. Minutul 81, nu trebuie să primim gol. Ăsta e obiectivul nostru, nu trebuie să primim gol. Alibek se luptă, câștigă duelul la cap. Ronaldo Restrepo, preluare pe piept, dar a pierdut balonul. Paul Pogba avansează. Haideți să vedem, Boboc. Se ține bine de adversar acolo, Boboc. No, nu cedăm, Ciobanu, impecabil. Mingea la Artean. Acesta tot la Ciobanu. Ciobanu, Artean, are spațiu să avanseze. Artean, are și experiență. Restrepo. Ai, ce pasă total greșită. Și acum, cred că trebuie să-l blocăm pe James prin fault. Prin fault trebuie să-l blocăm pe James. Oh, ce faul dur! Ce faul dur! Vine un cartonaș galben pentru noi. Ai, na, roș. În bandă, la 30 de metri, Iacob, fundajul central al nostru, vede cartonașul roșu, capitanul echipei. Nu e de roșu ăla, e un faul de joc, e de galben, nu e de roșu. Nu e de roșu, domnule arbitru, ne-a mai luat goluri în astfel de faze. Ninja însă se duce în afara terenului. Nu vreau să risc absolut nimic. Absolut nimic. Nu vreau să risc. Dar pe cine naiba mut aici? Fac așa. Îl mut pe Mihail în... Nu. Mihail așa face. Și Coman aici. Îl retrage și pe Coman. Asta e soluția de criză. Găsită cu un om mai puțin pe teren. Dacă luăm gol... Lucrurile se complică total aiurea. Lucrurile vor merge și mai prost. Iată Manchester. Aproape, dar totuși atât de departe. Căbuz. Îl vede bine pe Boboc. Boboc nu știu că de la cap.
Tracer resiste alla ultima fase a partita. Vine și Coleman în centru, strânge. 3 minute de la margine, câștigăm duelul, dar ce pasă slabă. Cine a fost? Cine a fost? Cred că Artem, dacă nu mă înșel. Nu, n-a fost Artem. Nu reușim să termină! Să termină, mergem mai departe, da! Da! Ce calificare istorică a viitorului! Dumnezeule mare! Iată-l pe Corea, extrem de dezamăgit, diavolul nu le vine să creadă că au pierdut această partidă. Incredibilă partidă, reușim să ne calificăm, dar curios pe cine vom prinde ca adversar. Chelsea bate cu 3-1, Roma doar 2-1, din păcate pentru ea nu a putut face mai mult, haideți să vedem. Mergem mai departe, Wolfsburg, Chelsea, Monaco, viitorul Constanța, incredibil. Betis, Sevilla merge și ea mai departe. Leverkusen care elimine Sevilla, Lazio merge și ea mai departe după ce întoarce scorul cu Lyon și Hoffenheim va merge mai departe. Nu mai sunt adversari așa periculoase, doar Chelsea care pare cea mai periculoasă echipă. Noi trebuie să vedem ce să facem. Hai să-i facem un monument lui Burcă, nu? Pentru că n-au putut trece de el acolo. Trebuie să ne focusăm pe noul match și haideți să vedem. Felicitări pentru victorie. Jucătorii mei merită tot respectul. Mergem mai departe, le-am dat și lor acolo cu un interviu. Viitorul are meci cu Craiova. Dacă batem, îi egalăm. Ce campion a strâns, ce campion a strâns, dar aici se bate în episod, dragilor, vă mulțumesc foarte, foarte mult că m-ați urmărit până la final, dați abonat unde l-ai stat, un share și un subscribe. Eu am fost X-Breaker, până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!